Sunt localități din Republica Moldova care se împrietenesc, să zic așa, se înfrățesc cu localități din România, ceea ce oferă bunăstare, dar și dezvoltare socială pentru cetățenii de la noi, din localitățile din Republica Moldova. Da, cred că acum, pentru integrarea europeană, unicul pilon este România. De presă nu știu ce, dar am văzut autocare, busuri pentru copii și aici la intrare se construiește cu o bibliotecă, oriceva așa, și susține, este, există. Am auzit că de la partea României avem susținere cu energie, cu electricitate și susținere și, spunem așa, moral și cultural. Să zici că niciodată nu ești mulțumit, da, de tot ce ai, perfecțiunea nu are limite și tot ce ține de direcția asta, dar cu siguranță este suficient, pentru că asta e un soi de așa, șut în fund, e un pas înainte, da, adică îți dă un șut ca tu să realizezi acel pas, doar, haideți, poate vorbind așa metaforic și cu tot felul de proverbi populari țărănești, na, îți dă undița și te învață să pescuiești, da? Da, este un ajutor, poate cineva ar zice că nu este prea mare, dar eu zic că este un ajutor suficient încât noi să ne pornim și să mergem înainte și să încercăm să realizăm ceva ce putem face noi, pentru că noi chiar suntem foarte muncitori, foarte de treabă și putem să ne bucurăm de toate avantajele care ni se oferă și trebuie să o luăm în acest sens, dar nu să zicem că, băi, uite, e prea puțin sau ar fi fost bine să fie mai mult, da, ar fi fost bine, dar de ce să nu facem și noi? Pentru că forțele comune e despre asta, muncă în echipă, trebuie de valorificat acest concept în ansamblu, nu știu, mă gândesc eu. Desigur, tot e bine, vine, dar controlul, ar trebui să fie mai mare control și ca în țările europene, pentru toate, că uite, am cheltuit apa asta, uite, am ce, că am plătit atâta. Pentru orice. Dar nu spuneți că scaunul ăsta costă 1000 de euro și în realitatea lui el costă 300 de euro, chiar așa e euro, că nu suntem încă la euro. Tot încă a rămas jiță de furt și jiță de amăjeală. Sunt multe orașe care beneficiază din partea României în Moldova de ajutoare concrete. Zic, nu numai decât în bani sau în ceva material, sunt programe pe care românii deja le-au făcut și înseamnă că de a fi mai cărturari, de a fi cu idei noi, fiindcă ca să faci ceva trebuie să cunoști ceva și noi ne cunoscând ceva, vreau zic că ne învață mult asta.